Grupul Educativa a organizat și în Târgoviște caravana educațională Universidei, un târg expozițional unde elevii au putut afla detalii despre oportunitățile de studiu în străinătate și în România, precum și despre posibilitățile de voluntariat și programe de dezvoltare personală. Liceele gazdă din Târgoviște au fost colegiile naționale Constantin Carabela și Ienechiță Văcărescu. E un eveniment dorit de elevi. De obicei, elevii își doresc să vină cineva în liceul lor și să facă un astfel de eveniment. De obicei, se întâmplă la București, se întâmplă la Iași, la Timișoara, în orașele mari, un târg de oferte educaționale și de oportunități pentru ei, însă nu se întâmplă de obicei în liceu. De aceea am venit către licee și am abordat conducerea și am spus, haideți să facem un eveniment în fiecare liceu, în anumite orașe. Da, în primăvară, de exemplu, au fost peste 11.000 de elevi în total care au pășit în eveniment. Sperăm și anul acesta să avem la fel de mulți. În general, pe liceu vin în jur de 450 de elevi în eveniment și discută cu expozanții noștri. Câte universități au oferta prezentată de dumneavoastră? Există proiecte care prezintă universitățile din străinătate, proiecte care au peste 140 de universități partenere despre care vă putem povesti. Momentan avem Universitatea Valahia aici, din Târgoviște, care s-a arătat foarte deschisă și ne bucurăm. O să meargă și la Câmpina și la Ploiești și la Buzău, deci vor să promoveze, ceea ce e foarte bine, ne bucurăm. Momentan atât avem astăzi în Târgoviște, mai sunt universități și în alte județe, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, care la fel va face promovare în alte orașe, universitățile din Constanța, care s-au arătat la fel deschise. Ne bucurăm că sunt destul de multe care vor să vină în eveniment. Ce încercăm să facem e să îi aducem pe oameni pe un făgaș așa mai restrâns al opțiunilor, pentru că există foarte multe opțiuni. Suntem foarte influențați, mai ales când suntem elevi și toată lumea ne spune diverse lucruri. Opțiunea de carieră e un proiect de consiliere vocațională prin care încercăm, prin anumite ședințe cu consultanți vocaționali specializați, să ajungem la această listă mai restrânsă și să ne dăm seama pe ce suntem compatibili, pe ce am lucrat noi foarte bine și credem că va fi un proiect și acesta de succes, pentru că foarte mulți elevi sunt în dilema aceasta, ce o să fac când cresc mare. Elevii au putut afla care sunt programele de studiu pe care le pot găsi la anumite universități, care sunt beneficiile pe care acestea le prezintă și spre ce se îndreaptă proaspeții absolvenți de facultate. Chiar nu sunt decisă, de aceea m-am interesat și mi se pare foarte bine acest lucru, foarte bun, pentru că ne ajută și ne oferă informații de care avem nevoie și punem întrebări și avem răspunsuri. Și eu nu sunt orientată, de aceea sunt așa mai confuză. Nu nimic, ai timp. Da, asta zic, am timp. Nici măcar ca idee de profil? Mă descurc la pictură și îmi place româna. Am vrut să mă fac, adică aveam un gând să mă fac profesoară, dar acum nu știu ce să fac. Trebuie să ne gândim puțin, să vedem ce facem mai departe. Cu ce vrei să vorbesc? Încă oscilez între drept sau poliție, ramura aceasta. Care ar fi argumentele în favoarea dreptului sau în favoarea poliției? În favoarea dreptului consider că am calitățile pentru a fi un procuror sau un avocat și până la urmă îmi place această meserie, pentru ce reprezintă legea care trebuie să urmăm, iar poliția, la fel, reprezintă spiritul legii și... Și una și cealaltă se bazează pe lege și pe corectitudine, înțeleg. Și cumva rezonează cu felul tău de-a fi? Da. Bun, când vei lua decizia categorică fără care de întoarce? Decizia categorică fără care de întoarce, cred că va fi clasa 12. Foarte mult, deoarece noi nu suntem încă hotărâți și ne prezintă diferitele universități la care putem merge și chiar este un ajutor pentru futurii studenți la universități. Bănuiesc că tu te-ai orientat deja pe un profil anume. Care ar fi acesta? Aș dori să merg la medicină. Da. În țară sau în străinătate? În țară. De ce? Deoarece am fost în străinătate și îmi place mult mai mult să stau la mine în țară și să învăț aici. Și de ce medicină? Medicina, deoarece îmi place să ajut persoanele și cred că să ajut pe cineva și după să zâmbească și să-ți mulțumească este un sentiment foarte frumos și chiar vreau să experimentez acest lucru.
Printre expozanții prezenți la caravana Universității Târgoviște se numără British Council, programe de consiliere pentru studii în Europa, Edmundo, Universalio și Edmerica și Universitatea Valahia din Târgoviște.